Să vedeți ce putere au niște materiale și niște vorbe spuse așa prostești. Valentin, în această pauză a stat doar cu mama lui, a gătit împreună. El s-a dus, a mâncat în casa băieților, a venit și mama lui, s-a așezat la masă. Gabriela singură s-a dus, a fumat și stă în casa fetelor în bucătărie, singură pe un fotoliu. Cam asta e atunci când vrei să bași boțul prin gard neapărat și vrei să îi instigi. Dacă vezi că au comunicat și au vorbit și totul era ok între ei, nu s-a convenit, iar astăzi sunt așa cum sunt. Eu cred că așa ar trebui să rămână până la urmă, pentru că, sincer, e prea mult și prea deranjant așa. Și oricum, doar pentru simplu fapt că au fost puși în situația asta și că s-au murdărit așa relația lor de toate lucrurile acestea, eu nu aș mai continua. Adică, din punctul meu de vedere, ar fi prea mult și prea urât în viața mea și în relația mea și să o iau iarăși de la capăt. Aici l-a întrebat Adina, Valentine te-a afectat atacul energetic și el a spus rău de tot, prea rău. Deci, păi, gata, puneți punct și vedeți-vă de viața voastră, că nu e ok așa. Deja v-ați mozolit în tot rahatul, cât vreți să mai continuați așa?